Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Mozaic Etnic și la un nou subiect de discuție, așa cum v-am obișnuit în fiecare sâmbătă, în acest spațiu temporal, 16:30-17:30, încercăm cumva să aducem în prim planul culturii dobrogene, tradiții, evenimente, de ce nu cultură și foarte multe alte aspecte legate de viața socială a comunităților dobrogene. Astăzi vă propun un subiect cu totul special, datorită faptului că la Universitatea Obligi din Constanța a avut loc o conferință națională intitulată Exodul tinerilor, șomaj, migrație, consiliere, în care s-au dezbătut probleme care astăzi cumva țin agenda publică și, bineînțeles, preocupările celor care decid destinul României. Depopularea, migrația către Europa, către statele care au economii mai bune și ceea ce trebuie făcut pentru a încerca cumva să nu să stopăm migrația, ci pentru a concilia și convinge mulți dintre tineri să rămână în țară, pentru că e nevoie, de fapt, în România de ei. Pentru a discuta despre subiectul conferinței de astăzi, despre cei care au conferențiat și cei care au prezentat comunicări, am invitat pe un secretar de stat de la Departamentul de Consiliere și Combaterea Discriminării de sub autoritatea Guvernului României. Și pentru a discuta aceste aspecte, îl invităm pe domnul consilier și secretar de stat să ne vorbească. Este vorba de domnul Cristian Jura, care a fost unul dintre interlocutorii celor care au organizat conferința și, bineînțeles, invitat aici pentru a vă vorbi și pentru a vă explica direct problemele cu care se confruntă în primul rând de tinerii. Bună seara și bun găsit la Mozaic Etnic, la televiziunea Litoral TV, pentru că este prima dată să înțeleg când veniți aici. Și mulțumim foarte mult, domnule Jura, că ați acceptat invitația noastră și ați ales să vă exprimați în această agoră. Sigur că da. Știu că ați prezentat în cadrul conferinței o comunicare care a vizat... Legată de tineri și discriminare. Da. Aș vrea să fac o precizare. Instituția se numește Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Eu am spus consiliere. Consiliere, am înțeles. Ceva legat de consiliere. Deci Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Desfășurați, de fapt, și acțiuni de consiliere pe lângă multe alte. Nu. Strict combatem discriminarea. Aplicați legea. Aplicăm amenzi. Am înțeles. Mai mult decât atât. Avem capacitatea să aplicăm amenzi în condițiile în care constatăm o discriminare. Dar tema pe care am prezentat-o astăzi a fost legată de aspecte ale discriminării pe piața muncii. Și ceea ce am prezentat eu a fost un model al omului care are succes în societate și la polul opus persoana care are mai puțin succes sau nu are șanse așa de mari în societate. Și modelul care l-am prezentat eu, de fapt, se reflectă în societatea din România. Și pe baza cercetărilor sociologice s-a pus întrebarea, domnule, cine e cel mai bine reprezentat? Cine are cel mai mare succes? Acum, ce înseamnă succes? Succes înseamnă, domnule, să fii servit bine, să oprească taxiul, să te ia cu taxiul, dacă vrei să cumperi ceva, să vină, nu știu, vânzătoarea sau să vină cineva la tine să te servească. Adică o propăstare de servicii. Deci noi discutăm de chestii cotidiene. Deci nu discutăm de nimic sofisticat. Da? Care țin de viața cotidiană, de exact, viața publică. De relațiile cu vecinii, de relațiile sociale, la piață. Sigur, da? Sigur, de sigur. Chestiuni foarte, foarte simple. Și sociologii au constatat că persoana care are cel mai mare succes, sau mai mare, dacă doriți, este în primul rând bărbat. Deci, interesant, da? Deci bărbatul are succes mai mare decât femeia. E o cultură a masculinității, să spunem așa, da. Sau un tip de societate care înclină spre genul da. Acesta de exact. Apartenență deci, patriarhală. Primul punct, da. A doua caracteristică. Bărbatul respectiv trebuie să fie bărbat alb sau caucazian, cum se spune. Da? Adică să nu facă parte dintr-o anumită minoritate sau să nu vină din Africa, din Asia sau mai știu eu de unde. O a treia caracteristică. Bărbatul să fie între 35 și 40 de ani. Vârstă activă. Vârstă activă, exact. Da. O altă caracteristică. Bărbatul să nu fie căsătorit. Deci dacă nu e căsătorit, e mai bine. Da, da. Cu atât mai mult el se poate integra, cu atât mai simplu își poate găsi un loc de muncă. Sigur, sigur. Un pol. Și acum să vedem ce se află la polul opus. Prin simetrie, femeia, nu? Dacă bărbatul e aici, femeia evident este dincolo.
Femeia. Dacă femeia este gravidă, are șanse foarte mici să se încadreze, da, să obțină un loc de muncă. Exact. Dacă e divorțată, șanse mai mici. Sau dacă e divorțată cu copii. Am înțeles. Și mai mici. Și mai mici. Dacă face parte dintr-o minoritate... Iarăși intervin acele prejudecăți. Mai mici. Exact. Intervin prejudecățile mai mici. Și dacă, Doamne ferește, are și un handicap, păi șansele de angajare sunt spre zero. Am înțeles. Ca să nu mai vorbesc de o femeie care, nu știu, fără a avea vreun handicap, nu are neapărat abilități sociale. Da, de comunicare, de comunicare, de integrare, nu este empatică. Exact. Totuși, și o altă caracteristică foarte importantă în societatea noastră este vârsta. Da? Am înțeles. Pentru femei care ar fi pentru vârsta minimă, de fapt, cea mai bună vârstă, vârsta optimă pentru a obține loc de muncă sau a se integra. Piața din România e haotică. Nu există o vârstă, să spunem, ideală când e cel mai bine să te angajezi. E haotică pentru că nu știm exact cine scoate posturi la concurs, pentru ce scoate posturile respective, de ce. Deci nu există neapărat o vârstă. Și acum, la Ovidiu, să facem o cercetare cu studenții. Tot sociologică. Sociologică. Și cred că mai degrabă cantitativă. Am înțeles. Și le-am spus în felul următor. Luați toate anunțurile de mică publicitate din ziarele locale. Facem o cercetare aici, pe județ, da? Și hai să ne uităm la anunțurile de mică publicitate, câte dintre ele, de exemplu, pun criteriu vârstei, care este discriminator, sau criteriu experienței. Sigur, care la fel poate fi discriminator. Care poate să fie discriminator. Pentru că discuția asta legată de experiență te bagă într-un cerc vicios. Adică dacă n-ai experiență, nu te angajează nimeni. Dacă nu te angajează nimeni, oricum nu dobândești experiență. Am înțeles. Și atunci cum, în care te închizi? Cum ești din cercul ăsta? Da? Da? Tu mergi să te angajezi. Aveți experiență? Nu. Păi dacă nu aveți experiență, nu vă putem angaja. Păi dacă nu mă angajează nimeni, eu cum o să am la un moment dat o experiență suficientă pentru a mă putea angaja? Ce faceți în cazul acesta, domnule Jura? În cazul în care, nu știu, o domnișoară, o doamnă, un domn, cărora li se cere, de fapt, pentru angajare experiența, apelează dumneavoastră. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a aplicat amenzi de mai multe ori legate de cunoașterea limbii, legate de vârstă. De exemplu, am avut campanii, am avut discuții cu ziarele și de cele mai multe ori, să știți că ziarele de mică publicitate, chiar am verificat, pun anunțuri. Este interzis să precizezi într-un anunț de mică publicitate, de exemplu, vârsta. Am înțeles. Da? Pentru că tu, până la urmă, de ce angajezi pe cineva? Pentru niște competențe. Da? Sigur, sigur. Cele mai cunoscute cazuri sunt cazurile legate de secretare. Caut secretară frumoasă, înaltă, cu atitudine, vârstă, da, nu știu de, da, exact. Păi stai puțin, tu cauți o persoană care să știe să lucreze la calculator, să trimită un fax, să trimită un e-mail. Să fie eficientă. Exact, să fie eficientă, da? Adică despre asta e vorba aici, da? Dacă ai nevoie de alte servicii, cauți altundeva, sigur, da? Nu, sigur, nu sigur. Trebuie să utilizezi subterfugiul ăsta, da? Și atunci, cam așa se prezintă. Într-adevăr, numărul de anunțuri de care vă spun, de care menționez discriminatorii, a scăzut. Nu mai sunt așa multe. Dar într-o perioadă erau avalanșă. Deci toate anunțurile aveau criterii de genul ăsta. Sigur. Și criteriile de vârstă. Domnule Jura, pentru că sunteți secretar de stat, conduceți până la urmă o instituție. Până la secretariatul de stat este o instituție. Acest consiliu foarte important al discriminării, pentru combaterea discriminării, de fapt, credeți că societatea românească se confruntă cu anumite stereotipii, cu anumite tipuri de raportare culturală vis-a-vis de angajare, de reprezentare publică, de reprezentare a demnității, dacă vreți, pe cine trimite să ne reprezinte, vis-a-vis de accesul la studii, vis-a-vis de accesul la anumite servicii de societate? Există stereotipuri, bineînțeles. Există în toată Uniunea Europeană, nu numai în România. Pentru că dacă ne referim la legi, legile sunt clare. Bun, sistemul sunt legislativ clare. Este pus la punct. Le avem. Dar problema este că oamenii nu accesează, nu știu, nu-și cunosc obligații, nu-și cunosc drepturile. La nivelul Uniunii Europene, anual, se face o cercetare. Și în cercetarea asta, deci pe fiecare stat în parte, inclusiv România, se pun întrebări de genul: sunteți de acord să aveți un vecin rom? Sau i-ați vinde locuința unei persoane de etnie romă? Sau sunteți de acord să aveți un vecin evreu? Sau sunteți de acord ca la locul de muncă să lucreze o persoană homosexuală? Sau homosexuală. Sau homosexuală. Da.
Ceea ce e îngrijorător și ceea ce s-a constatat este un raport invers între campaniile de informare și efecte. Și efecte. Deci cu cât faci mai multe campanii, lumea, în loc să devină mai tolerantă, dimpotrivă devine mai intolerantă. Care ar fi motivația? Care ar fi, de fapt, mie cauza? Mi-e greu să vă spun. Nu am un răspuns în acest moment. Acele campanii credeți că îi atenționează sau îi pun în gardă? Acele campanii trag un semnal de alarmă? Este instinctul de conservare? Că, până la urmă, dacă am un coleg de muncă homosexual și un maghiar sau rom sau evreu, cum a spus, pentru mine e tot una, că până la urmă sunt colegii mei și fac treaba acolo. Noi, tate, vă socializăm 7, 8, 10 ore la locul de muncă, dar poți, până la urmă poți să solicitezi. Exact. Spuneați mai devreme dumneavoastră că, mă rog, fie că bărbat, femeie, vârstă mai înaintată sau mai puțin înaintată, te poți integra dacă vrei și dacă ai intenția și vrei să faci lucrul acesta, o poți face. Ceea ce se întâmplă, într-adevăr, e ciudat. Și în anumite state din Europa, vedeți liderii aceștia naționaliști, cum e Franța, cum e Olanda, au un mare succes. Se pare că din nou în Austria, la un moment dat... Credeți că revine în agenda publică a statelor națiune, pe modelul acela naționalismul? Naționalismul înțeles în termeni greșiți, pentru că naționalismul ca sentiment e un sentiment frumos. Îmi iubesc patria, îmi iubesc națiunea, fac parte dintr-o cultură la care, mă rog, eu mă raportez. Dar dincolo de chestia asta, să spun că eu român sunt nu știu cum și restul conaționale ai mei de alte etnii sunt altfel, e deja o problemă acolo, pentru că aici angrenăm după noi antipatii, generăm tensiuni și tensiunile aceia trebuie să se consume într-un fel și atunci ordinea publică suferă, nu? Cred că în momentul de față există cumva o confuzie. Am înțeles. Și vă spun și în ce sens confuzie. Noi, ce mai să suntem români, suntem europeni, ținem de Uniunea Europeană, ținem de Consiliul Europei. Toate discuțiile astea, până la urmă, noi toți avem acum o dublă cetățenie. Avem și cetățenia Uniunii Europene. Sigur. Și deci pe toate pașapoartele, nu, sau pe toate, pe unele documente, scrie și Uniunea Europeană, scrie și România. În legătură cu problema minorităților, de exemplu, în România se spunea, domnule, în momentul în care România va deveni membră a Uniunii Europene, să spunem, problema maghiară, da, se va diminua, va scădea. Se va dilua. Sau se va dilua așa într-un fel, că vor avea dreptul să circule. Să... Sigur. Ori, vedem că România este membră a Uniunii Europene din 2007, și problema nu s-a soluționat sau nu pare a se fi soluționat. Sau nu s-au diminuat cumva cererile, protestele. Exact. Dacă am merge și am face câteva studii, vorbeați de studii sociologice, sau, mă rog, interviuri de teren printre români sau printre maghiari, vom vedea că fiecare grup etnic, să spunem așa, grupul majoritar cel românesc și grupul minoritar cel maghiar, vor avea drepturi, să spunem, egale, dar fiecare are și dreptatea lui. Adică motivațiile sunt clare. Însă problema e aici, dincolo de grupul majoritar și grupul minoritar. E problema unui sistem politic care trebuie să fie eficient și viabil. Orice stat, până la urmă urmei, își dorește să fie coerent și să păstreze, de fapt, și suveranitatea în cadrul statal și autoritatea politică și autoritatea legii, până la urmă, ordinea publică. Nu poți așa, în orice moment, într-un stat, să ridici probleme și să spui, domnule, nu mai vreau să stau în România, nu mai trebuie România, eu vreau... Nu, ești liber să pleci, că nu te ține nimeni. Aici e problema. Și acum am dat doar aleatoriu. A venit discuția de problema maghiară. Nu avem nimic cu maghiari sau cu armenii sau cu oricine altcineva. Pentru că în România nu putem să vorbim de discriminare. Sigur, pentru că aici am putea vorbi chiar de o discriminare pozitivă. România după 1920, după sistemul de la Versailles și târziu, perioada interbelică, până la instalarea comunismului, a fost considerat raiul drepturilor minorităților până la urmă, care a aplicat într-o litera și spiritul Constituția României din Constituția României din 1991, deci prima Constituție, a fost denumită o Constituție a drepturilor omului. Da. La momentul respectiv. Și a rămas în continuare. Cuprindea foarte multe dintre Și cuprinde în continuare dreptul la identitate, de exemplu. Sigur. Pentru toți identitatea asumată de fiecare cetățean. Evident, identitatea asumată. Da. De asemenea, România a fost unul dintre statele Uniunii Europene care a implementat
Există două directive, da, 43 și 78 cu privire la discriminare, că tot discutăm de Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Deci România a fost primul stat din Uniunea Europeană care a implementat cele două directive și pe care le-a transpus prin ordonanța 137 pe 2000 și prin înființarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării în 2001. Am înțeles. Deci România a făcut pași foarte mari în direcția respectării drepturilor omului, respectării drepturilor minorităților naționale pe teritoriul național. Sigur, și a minorităților de alte feluri, sexuale, dacă e religioase. Da, s-a eliminat articolul 200 din codul penal. Da. Știți cum e? Asta nu înseamnă că poți controla sau că toată lumea e de acord. Nu, aici intervine cultura socială și stereotipiile care sunt altceva decât sistemul juridic până la urmă, da, sau sistemul de norme sociale, da, care poate fi racordat la un sistem, da, generic cel european. Acum un fenomen, discutăm de conferință sau am plecat de la, conferință, vă rog. Un fenomen destul de îngrijorător, după părerea mea, care se petrece în România, este legat de femeile care au o stare de, sau înainte de stare de graviditate, în timpul stării de graviditate sau după. Și am avut destul de multe cazuri la Consiliul Național, de asta vă spun că aproape deja e ca un fenomen. Care ar fi problemele cu care sunt concediate vis-a-vis de... Sunt concediate, da. Care ar fi motivația angajatorilor de a le concedia? Păi, de exemplu... Să nu plătească cei 2 ani de zile de... Uneori, dacă merge să se angajeze, este întrebată: vrei să ai copii? Sau ai în plan să ai copii în următoarea perioadă? Da. Bun, postul nu e disponibil. Sau după ce se întorc din concediu de maternitate, în mod normal trebuie puse femeile respective pe poziția de pe care au plecat. Și nu se întâmplă așa, nu? Nu se întâmplă așa. Am înțeles. Da. Și culmea e că am rămas chiar surprins, chiar bănci au atitudine. Adică nu sunt firme mici unde poate lumea nu cunoaște legea, adică sunt bănci, corporații care au o anumită cultură, care cunosc foarte bine și care au o anumită cultură în sensul ăsta. Cred că mai degrabă aici ne raportăm la eficiență și la un tip de ordine internă, dacă este îngăduit să spun așa, celei multinaționale, da, sau acelei bănci, care vrea eficiență. Ori eficiența, spun ei, se poate dobândi doar prin prezența celor angajați, fie femei sau bărbați. Ori noi nu ne naștem ca instrumente de lucru, ci ca entități umane, spirituale. E o întreagă poveste. Luăm, domnule Jura, o scurtă pauză și revenim la discuția noastră și o să vă rog după aceea să vorbiți, pentru că ați fost demnitar cu ștate vechi, sunteți demnitar și în cadrul Departamentului de Relații Interetnice, și o să vorbim, pentru că stăm la Mozaic Etnic, și despre această dimensiune juridică, bineînțeles, și până la urmă identitară, pentru că le avem aceste minorități, le-am gestionat, suntem foarte, în relații foarte bune, consider eu, cu membrii minorităților din România și, da, aș vrea să ne spuneți acum și despre experiența dumneavoastră în acea demnitate. Domnilor, domnilor, revenim la Mozaic Etnic după o scurtă pauză de publicitate. Domnilor, domnilor, am revenit, suntem în partea a doua emisiunii Mozaic Etnic, suntem în direct. Invitatul ediției este domnul Cristian Jura, ministru secretar de stat la Consiliul pentru Combaterea Discriminării și, bineînțeles, interlocutorul nostru ne vorbește despre modul în care astăzi, în spațiul românesc, este reprezentată discriminarea și care sunt formele ei. Domnule Jura, vorbeam mai devreme despre modul în care demnitățile pe care le-ați, să spunem, le-ați reprezentat au însemnat în spațiul românesc și înseamnă foarte mult. Da? Care a fost experiența de la Departamentul de Relații Interetnice? Să vă spun ultimul cuvânt turcesc care l-am învățat. Evident, vă spun în limba turcă, da? Da? Care îmi place foarte mult cum sună, piciuc, și care înseamnă pupicei. Uh-huh. Și mi se pare un cuvânt atât de drăgălaș, sună cu pupiceiul ăsta în nostru. Sigur, da? Sigur. Una dintre ultimile mâncăruri pe care am consumat-o e mergeme cueftesi, care e o treabă extraordinară, învelite niște frunze de salată și cu lămâie. Și ieri seară s-a desfășurat o plantă. La... Da, este un eveniment foarte, da, interesant și interesant, important. Interesant, da. La comunitatea turcotătară. Turcotătară, da. Cei mai buni prieteni ai mei fac parte din comunitatea turcotătară, da? Deci nu români, turcotătară, da. Am prieteni extraordinar de buni cu care ne înțelegem foarte bine, de la care am învățat foarte multe, trebuie să recunosc, și pe care i-am cunoscut în perioada în care am fost secretar de stat. La Departamentul de Relații Interetnice. Eram la departamentul, am fost primul secretar de stat român la Departamentul de Relații Interetnice. Așa. A fost o conferință a tineretului turcic,
la Constanța. A fost o mare conferință desfășurată la sala sindicatelor, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Și atunci a fost o mare problemă, în sensul că au venit tineri din toată zona Asiei Centrale, Turcia, Azerbaijan, nu mai vorbesc, și bineînțeles că au fost imediat, cumva, după atentatele din 11 septembrie și au avut probleme cu intrarea în țară. Și atunci, eu fiind la guvern în perioada respectivă, am zis, domnule, oamenii vin la conferință, nu se pune problema, Doamne ferește, de niciun atentat. Și am facilitat intrarea în accesul, da. Asta a fost prima dată când am luat eu, când am intrat în legătură cu comunitatea turcică, să zic, adică extinsă până în Asia Centrală, aici pe teritoriul României. Am zis, domnule, cum deschid conferința? Aveam o problemă, adică vreau să zic ceva în limba turcă. Și un alt prieten bun, tătar, de data asta, și un, fac așa o mică paranteză, un tătar care promovează baclavale tătărăști, nu turce, da. Și care a fost subprefect aici la Constanța. Curtmola, cumva? Da, Aydın. Așa, Aydın. I-am zis, mai Aydın, zic, cum deschid o conferință asta? Și m-a învățat Hoş Geldiniz, bine ați venit. Bine ați venit, da. Exact. Și primul cuvânt care am spus când am gesticulat și acum cu mâna, de ce? Pentru că mi-a spus Hoş Geldiniz, că nu ținea minte. Convins, nu. Exact. Da, să fiu convins. Și primele cuvinte pe care le-am rostit în deschiderea conferinței au fost Hoş Geldiniz, toată lumea a aplaudat. Bineînțeles că mai departe am vorbit în limba română, da. Și a tradus. Lumea a fost așa de mulțumită și a fost momentul în care A fost momentul acela de apropiere. De apropiere, da. Dincolo de spațiul acela politic și de reprezentare, exact, a instituțiilor. A fost sufletește. Tot altceva, da. Și ulterior m-am apropiat de membrii tuturor comunităților pe care i-am cunoscut în perioada respectivă. Am fost o perioadă destul de lungă secretar de stat. I-am cunoscut, de fapt, pe reprezentații din Parlamentul României. Am lucrat împreună. Și instituții care protejează minoritățile sunt destul de multe în România. În România, am înțeles. E chiar un exemplu pentru alte state. Da. Avem Departamentul pentru Relații Interetnice, care e subordinea Guvernului. Avem Oficiul Național pentru Romi, care e tot în subordinea Guvernului. Avem Consiliul Minorităților Naționale, care e un organ consultativ în preajma primului ministru. Primul ministru, am înțeles. Avem Grupul Minorităților Naționale din Parlamentul României. Avem Comisia pentru Drepturile Omului din Parlament, care e condusă de un reprezentant al minorității rome. Nicolae Pon, Nicu Pon, este deputat și conduce departamentul respectiv. Deci dezvoltarea este destul de mare. Bugetul alocat minorităților a fost consistent. Evident, în ultimii ani, din cauza crizei, se spune că a mai scăzut, dar asta e situația pentru toată lumea. Adică n-a fost, să spunem, făcut cu intenție scăderea bugetului. Dar în rest, lucrurile au mers foarte bine. Sunt foarte multe festivaluri, se finanțează cărți în limba minorităților, știu, manuale. Și sunt alocate fonduri, sigur că exact, da. De către guvern, care susține destul de mult financiar. Știu că sunt alocate bugete speciale pentru reprezentanții fiecărei minorități din România și sunt în jur de 13-14 minorități pentru festivalul. În România, în momentul de față, discutăm de 19 minorități recunoscute. 19. Am înțeles. În afară de cele 19 recunoscute, și zic recunoscute în ce sens? În sensul că au alocate un loc în Parlament. Deci 19 reprezentanți ai minorităților, de fapt sunt mai mult de 19 și o să vă explic de ce. Pentru grupul UDMR are mai mulți reprezentanți, are propriul înțeles. Grup. Deci ele sunt 19 minorități, dar reprezentanți cu cei ai UDMR-ului și cu cei ai romilor, care au și la PSD, da? Am înțeles. Numărul e mai mare. E mai mare. De 19. Adică și mandatele alocate minorităților sunt mai mult de 19. Da, da. Și sunt minorități care, să spunem, nu sunt recunoscute, cu toate că ele există, cum e cazul a românilor. Am înțeles. Da? Aici e o discuție publică destul de complexă și cred că trebuie să se pronunțe mai degrabă Academia Română, eu știu, oamenii de știință. O parte a lor spun, de fapt, că vor să fie români, altă parte spun că vor să fie minoritate a română. Aici cred că trebuie consultată deopotrivă și trebuie consultată comunitatea română, în totalitatea ei.
unii reprezentanți se da. Declară într-un fel, alții aici da. Este cred că mai mult publicul, dezbatere publică. Nu e singura minoritate care are, să spunem așa, un statut nerecunoscut cu toate că există. Gândiți-vă că până la urmă noi spunem minoritatea germană are un loc în Parlament, dar dacă mergem în zona Timișoara, Caraș, ei zic că sunt unii sași, alții șvabi. Am înțeles. Dacă mergem la minoritatea maghiară, unii sunt maghiari, alții sunt secui. Da. Exact. Și se diferențiază cumva, se simt altceva, exact. Alteritatea față de... E altceva, de... exact, e cu totul și cu totul altceva. Deci mai... E o discuție mai sensibilă. Secuii cu care făceam eu armata spuneau, nu, ăla e ungur, și spuneau altfel, de fapt, într-un fel peorativ. Da. Nu trebuie să spun, mai ales că aici reprezentantul... discriminarea, sigur. Dar în sensul acesta, tot de diferențiere, noi și voi, fără a avea o tentă, să spunem, de conflict, dar o reprezentare clară. Noi secuii și ei ungurii, sau, mă rog, cum se... Și la fel germanii, care se împart în șvab și sași, pentru că și confesiunile lor diferă. Unii sunt evanghelici, alții sunt reformați, protestanți și așa mai departe. Există un document european foarte interesant și important, anume Carta Limbilor Minoritare și Regionale. Am înțeles. Da? Pe care România l-a semnat, da? Nu e ratificat, pentru că în carta respectivă fiecare minoritate trebuie să aibă o limbă. Deci ei fac o conexiune între minoritate și limbă. Și limbă. De exemplu, la comunitatea de evrei din România a fost o problemă. Vorbim idiș sau vorbim ebraică? Noi ce limbă protejăm? Și care a fost până la urmă rezultat? Păi nu, n-a fost niciun rezultat, că de asta n-am ratificat-o încă. Știți, chiar în interiorul minorităților sunt anumite diferențe. La un moment dat, tot așa ca o chestie interesantă, la un moment dat, reprezentantul bulgarilor în Parlamentul României era din Timișoara. Nu? Pentru că noi când spunem bulgari, ne așteptăm cumva să fie sudul României. Da. Da. Și erau două asociații ale bulgarilor. Era o asociație aici în sud, o asociație la Timișoara. Și cel de la Timișoara a adunat mai multe voturi decât cel de aici, de la sud. Și a luat locul în Parlament, am înțeles. Da. Da, păi aici vorbeați și de cazul a românilor, nici ei n-ar avea o limbă la care să se raporteze. Și atunci, pentru că e considerată, a română e dialect, considerat de lingviști, aici tot așa e o discuție mai mult de specialiști, dacă tot ați adus discuția. Mai mult decât atât, vorbim de România care, după 1920, acordă drepturile tuturor minorităților. Chiar aminteam că în foarte multe dintre întâlnirile diplomaților europeni, unde, mă rog, Titulescu era prezent și a fost unul dintre liderii diplomației europene, era amintită și menționată România ca un fel de rai al minorităților. Și știm, de fapt, din memorialistica vremii, din jurnalele pe care le-au ținut foarte mulți membri ai comunităților, fie că au fost evrei, fie că au fost armeni, fie că au fost greci, fie că au fost germani, descriu o viață politică foarte relaxată, foarte, să spunem așa, elegantă, echilibrată, pentru că românii niciodată, și sunt în memorie ale unor profesori universitari care spune, domnule, stai așa un pic, uite, eu sunt armean și cei de la Ministerul Educației Naționale, cum se numea atunci, m-au preferat pe mine pentru postul ăsta în locul colegilor mei români. De ce? Pentru că au ales, de fapt, performanța și profesionalismul. Da. Nu țineau cont de faptul că eu aparțineam unei minorități. Bine, problema care se produce după 40, când sunt date acele legi, e un regim, mă rog, discutabil aici, regim, mă rog, autoritar, pe influența aceea germană, nu se discutăm de acea perioadă. Da. E altă problemă, e stare de război, deja război început în Europa, sunt alte considerente în care viața europeană, să spunem, nu se mai desfășura în cadrele acelea echilibrate în care o societate trăiește. Da? Dar până atunci, la 1940, până să iau acele măsuri pentru anumite comunități, în România s-au aplicat drepturile foarte bine. Și ceea ce s-a întâmplat și după 91, când avem iarăși o perioadă de relaxare și o perioadă în care, exact cum spuneam mai devreme, foarte mulți membri, cetățeni români, de fapt, membri ai acestor comunități, sunt numiți în funcțiile publice de mare responsabilitate. Tocmai pentru a demonstra că sunteți, uite, cu noi aici, egali. Da. Bun. Cum credeți că România, în comparație cu țările europene, respectă aceste drepturi, până am spus că le prevede, de fapt, în sistemul de norme sociale, cum credeți că sunt reprezentate, dacă am putea să facem o analiză comparativă, în raport cu Europa? Putem, dar n-are rost. Și vă spun și de ce nu are rost. Franța nu recunoaște minoritățile.
Da? Nici Grecia nu le recunoaște. Nici Grecia nu recunoaște minoritățile. Germania. Germania, la fel, are serioase rezerve pentru a... Pentru a recunoaște minoritățile. Și știm că sunt multe, multe grupuri și consistente. Exact. De minorități și de minoritari și în Germania. Pe teritoriul Germaniei. Și în Franța. Exact. Și ideea de națiune, de fapt, acolo este un fel de coeziune statală, etnică, da, care nu se discută. Și dacă România ar fi făcut așa, ar fi fost criticată, România nu face așa, da, și totuși există acuze nefondate, după părerea mea, deci, de România. În Europa, noi nu vom reuși să identificăm un alt stat care are 19 reprezentanți ai minorităților în Parlament. Cu drepturile acordate, cu drepturile și acordate, reprezentați acolo instituțional. Și pe locuri speciale pentru locuri minorități. Speciale, da. Da. Deci în Franța regresim în Franța? Nu recunosc minoritățile. Sau nu au minorități deloc. Sigur, aici e problema. Și recunosc. Nici în Grecia. Da, nu le recunosc. Nici în Germania. Și atunci de ce totuși e discursul ăsta puține, acid? Puține state le recunosc. Dacă luăm, să spunem, rapoartele Consiliului Europei pentru România, într-adevăr, aveți dreptate, sunt destul de acide. Adică sunt de ce destul spun și de multe, Franța același lucru? Sunt destul de multe critici. Păi de Franța ce să spună? Că dacă merg acolo, francezii o să spună, domne, n-avem minorități. Ce, pe cine ce vreți, vreți de fapt, de la noi? Da, să investigați sau ce vreți să verificați? Deși dacă mergem pe stradă, vorbeați de studii sociologic, vedem că acolo sunt antropologic. Adevărat. E foarte adevărat. Da. Cetățeni francezi care aparțin da, altor grupuri, altor grupuri etnice. Da. Clar, da, fără nicio... A, că ei vorbesc limba da, franceză și că se nasc acolo, devin cetățeni ai sistemului, să spunem, politic francez, dar ei identitar, tradițional, cultural, aparțin unor grupuri care nu se identifică cu galii, spre exemplu, da? Da. Strămoșii francezilor, până la urmă. Da, da, da. Dacă facem un pas mai mare și mergem în America, dacă întrebăm pe oricine din America, domnule, ce ești? Ei vor spune, sunt american. American, sunt da, american. Ei nu vor spune, domnule... Deși acolo e un conglomerat, adică aproape toate semințiile pământului au pe cineva. Le găsești acolo. Da. Exact. Le găsești. Da. Ei vor spune în continuare, sunt american. Dacă vin în România, lumea, în Franța, dacă mergi din nou, vor spune, sunt francez. Am avut o discuție cu un coleg francez, era de culoare, și spunea, nu, m-am născut în Martinica, dar eu sunt da, francez, sunt cetățean francez. Francez. Franceză, da. Pentru că eu l-am întrebat de ce nu aveți un Consiliu Național pentru combaterea discriminării. Zic, uite, e directivă europeană. Un stat cu tradiție democratică, cu tradiția administrativă. Cu Revoluția Franceză. Sigur, dar care da, exact. Da. Și zic, de ce nu aveți Consiliu din ăsta? Zic, hai că venim noi să vă dăm expertiză. Da. Și el a spus, da, dar nu-i nevoie. Noi nu avem minorități. Je suis français, adică sigur, n-a sigur, avut sigur, nicio treabă. Da. Da. A avut abordarea asta, pe când dacă venim în România, Da, din punctul de vedere, România e mult mai relaxată și instituțional, ca reprezentare și ca recunoaștere, de fapt, a alterității e relaxată. Adică nu putem să aducem niciun fel de acuză da, României. Dar uitați, unii dintre prieteni, e o diferență și între minoritate și minoritate. Pentru că unii dintre prietenii mei din minoritatea turcă, între, tu ce ești, mă? Zice, român. Da, eu sunt român. Noi ne-am născut aici. Sunt aici în România, trăiesc aici, muncesc aici, eu sunt român. Cu toate că vorbește limba turcă și, mă rog, are o puternică apartenență culturală la da, cultura și tradiție, turcă. La tradiție, exact, la limbă. Da, da, da. Dar pe altă parte, eu spun, domnule, eu sunt român. Da, dacă discuți cu reprezentanța ai altor minorități, ei vă spun, eu nu sunt român. Sunt lipovean sau altceva. Sau, da, da, da. Sau deci, ceh, că există și cehi în România, avem nu? Cehi, avem, da, și slovaci. Polonezi? Polonezi, slovaci. Da, da, avem italieni în România. Minoritatea italiană e reprezentată în Parlament. Deși, mă rog, acum ei sunt, au fost foarte mulți în Dobrogea și în zona de sud, Argeș da, și zona au fost. Dolj. Avem armeni. Armeni, da. Armeni da, sunt, evrei, evrei sunt evrei, reprezentați. Greci, bine, ei da, sunt recunoscuți și da, reprezentați. Cum credeți că acum... să spunem așa, de acum și către, eu știu, viitor 2020-2025, în România va fi reprezentată această dimensiune, să spunem, interetnică. Pozitiv după sau negativ? Nu. După părerea mea, negativ în niciun caz. Nu cred că se va schimba legislația în domeniu. Legislația adică nu acumulează tensiuni, că nu are cum să acumuleze, să înțeleg? Nu. Pentru că ei sunt reprezentați, pot să facă să se conducă, să-și... Da. Decide singur. Exact. Există departamentul pentru relații interetnice care a apărut, amintați, de 1991. Deci a apărut atunci departamentul imediat.
funcționează, deci neîntrerupt. Cred că e una dintre puținele instituții din România care are o continuitate ca și instituție în sine, adică fără prea mari schimbări. A rămas Consiliul Minorităților, care e pe lângă premier. A rămas. Deci sunt instituții care au rămas ca atare. Înainte, în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, funcționa și ANR-ul, Autoritatea Națională pentru Romi. De-aia s-a transformat în ONR-ul, a fost, după care s-a transformat și a devenit ANR. ONR era înainte și a devenit ANR. Da, mă rog, aici erau, să spunem, mai multe probleme și de natură socială, nu neapărat etnică. Și atunci a fost nevoie de transformarea asta. În plus, există strategia guvernului sau noua strategie a guvernului pentru îmbunătățirea situației romilor. Întorcându-ne apoi la ceea ce aveți acum în subordine, să spunem așa, ca demnitar la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care ar fi cazurile cele mai frecvente de petiții cu care vă confruntați? Și dacă într-adevăr sunt bărbații cei petenți sau femeile? Cele mai multe petiții le primim din partea femeilor. Și așa cum vă spuneam, în ultima perioadă am primit foarte multe cu femei care s-au întors după concediu de gravitate, da. Numărul petițiilor legate de romi a scăzut foarte mult. Într-adevăr, acum câțiva ani era cumva, erau destul de multe, dar numărul lor a scăzut. Am primit și petiții legate de homosexualitate, dar destul de puține. Pe relațiile acestea de discriminare etnică sau religioasă? Nu. Religios am primit, dar discriminare în ce sens? De exemplu, erau persoane care doreau să predea la seminarul teologic. Am înțeles. Dar care nu aveau pregătirea necesară. Și aici avem o lege a cultelor care reglementează foarte clar. Trebuie să ai studii în domeniu. Exact, exact. Poți exact, să predai acolo. Da. Și într-un seminar și teologic trebuie să studiezi acea confesiune. Ca și persoane cu dizabilități. Adică avem cazuri foarte grave, dificile, ți se rupe inima. Dacă avem timp, pot să vă povestesc. Mai avem 2 minute. Avem 2 minute. Vă rog. Da. Hai să încadrăm 2 minute. Avem un caz a unei femei care are un copil cu boala oaselor de sticlă. Și dacă vă puteți... E foarte fragil. Foarte fragil. Sigur. Și dacă vă închipuiți, vecinii nu sunt de acord să construiesc o rampă ca să poată coborî din loc. De ce nu sunt de acord? Asta e o întrebare bună. Nu sunt de acord. Ba mai mult, uneori îi blochează liftul, pentru că e asta la un etaj superior. Adică răutăți umane, care... Gratuite, da. Da, o formă de discriminare, pentru că până la urmă săraca... Și acolo uitați, nu mai intervine statul. Adică acolo nu mai e treaba statului. Acolo e vorba de comunitatea care trăiește lângă acel copil nefericit. Da, exact, săracul care, bine, poate va fi fericit în lumea lui, în sensul că e împăcat cu sine, dar noi cei care putem să facem mai mult, nu facem. Sau de fapt, facem altceva. Noi am încercat să facem, da. Înainte de a încheia, vă rog să-mi permite să spun și limba turcă, Iac Șamlar, pentru așa să fie, prietenii mei așa să fie și pentru toată comunitatea turcă. Eu vă mulțumesc, domnule Jura, că ați reușit să ajungeți și ați acceptat acest interviu. Cu drag. Vă invităm, eu și colegii mei de la Litoral TV, ori de câte ori veți ajunge la Constanța, să veniți în această agoră publică și să putem să discutăm public despre multe probleme, pentru că ele apar, sunt soluționate și cu atât mai bine comunicând cu telespectatorii, cu cetățenii, până la urmă noi putem să ne cunoaștem mai bine. Cunoașterea nu creează tensiuni și suspiciuni și deopotrivă e deosebit și e o stare de relaxare. Mulțumesc încă o dată, succes în ce faceți și felicitări ceea ce ați făcut până acum și pentru conferința de astăzi și public vă invit când veți dori să ajungeți la noi să veniți cu mare încredere. Vă mulțumesc. Mulțumesc și o seară deosebită vă doresc. Doamnelor, domnilor, aici la final emisiunea de astăzi Mosaic Etnic a fost domnul Cristian Jura, ministru secretar de stat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Domnia sa ne-a vorbit despre multiple probleme și să sperăm că a fost o emisiune interesantă, o emisiune care să vă capteze atenția și, bineînțeles, să vă convingă de foarte multe intenții ale sistemului politic românesc. Eu sunt Ana Chetușa, noi ne întâlnim vineri, săptămâna viitoare, începând cu 20:30 la Caravana Litoral TV. Și evident la Mozaic Etnic sâmbătă. Până atunci zile frumoase, să sperăm că vor fi frumoase și deosebite. La revedere!